Vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați ales în această seară să fiți împreună cu noi. Mulțumim tuturor celor care sunt implicați în cântare, celor care sunt implicați în proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că, după cum am văzut, personajul principal, cel care este în prim plan, este Iisus Hristos. După cum veți vedea și după cum vă așteptați, toate cântările, toate colindele vorbesc despre El, despre acest eveniment al nașterii Lui pe pământul nostru, în lumea noastră. Și acum, cine ar putea, prin cântare sau prin cuvinte, să exprime cu adevărat însemnătatea nașterii Lui pe pământul nostru? El, Iisus Hristos, fără mamă, fără tată, adevăratul Melchisedec, născut dintr-o fecioară. Cine ar putea înțelege lucrul acesta? El, cel din veșnicie, cel care era înaintea lui Avram, să se nască după Avram, cu aproape 2000 de ani după el. Cel care este fiul lui David, să fie numit Domnul lui David. Cel care este viața, să se supună morții. Este un șir întreg de paradoxuri. Tocmai de aceea El este sărbătoritul în această seară. El este vrednic de închinare. El este vrednic să primească slava și cinstea în această seară. El, după cum bine știm, este prezent în toate colindele și toate cântările sub chip de copilaș. Și deși apare pe pământul nostru ca un copilaș, El nu rămâne la iesle. El nu rămâne doar un copilaș, ci El este împăratul împăraților, regele regilor. El șade pe tron și are toată autoritatea în cer și pe pământ. El este viu în vecii vecilor. Tocmai de aceea vom asculta în continuare câteva colinde care au ca mesaj tocmai acest lucru. Faptul că Iisus Hristos nu mai este un copilaș plăpând care are nevoie de ajutor, care are nevoie de mila noastră, ci este împărat în veci, rege sfânt. Le salutăm în mijlocul nostru, tocmai din Moldova, venită din Chișinău, pe Ala Bragari și Nina Vlas. Pentru început, Ala Bragari va avea un colind intitulat Împărat în veci va fi Hristos. După care ne bucurăm să le avem în mijlocul nostru și pe surorile Bogu, Dana și Livia. Ele vor cânta despre Mesia, Rege Sfânt. Așa se intitulează colindul lor. Apoi, tot din Chișinău, așa cum vă spuneam, Nina Vlas. Ea va interpreta un colind intitulat O Pruncule Sfânt. Vom încerca ca toate textele acestor cântări, acestor colinde, să fie afișate undeva pe ecran, pentru ca în timp ce ele vor fi cântate, dumneavoastră să puteți vedea versurile, să vedeți cuvintele, puteți să meditați la ele și dacă le cunoașteți, puteți predona împreună cu cei care vor cânta aici în față. Așadar, o invităm acum pe Ala Bragari.